Salutare dragii mei și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube! Acest video, vi l-am promis, este ultimul video înainte de plecarea mea în Turcia și m-am gândit să vă arăt ce rochițe la reducere mi-am cumpărat pentru această călătorie. Bineînțeles că o să le probez pentru voi și o să vă las link-urile în barea de descriere. Vreau să vă spun de pe acum că acest video nu este sponsorizat de niciun brand pe care o să vi-l prezint în acest videoclip. Pur și simplu am vrut să-mi cumpăr niște rochițe pentru că în Turcia o să fie foarte cald și am vrut să împărtășesc asta cu voi, pentru că bineînțeles știu că voi urmăriți clipurile de fashion și beauty aici la mine pe canal. Știu că în videoclipul anterior nu v-am spus unde voi face operația, dar cred că a venit timpul să vă dau câteva detalii pentru că totul este pus la punct și sunt gata de plecare. Operația este la nivelul gurii și anume că o să-mi schimb dinții. Asta este pentru ultima oară când o să mă vedeți cu acest zâmbet. Este o operație pe care eu am vrut să o fac de foarte, foarte mult timp pentru că sunt foarte, cum să zic eu, insecure așa când vine vorba de zâmbetul meu și mi-am dorit dintotdeauna să-mi pun fațete dentare și a venit momentul să împart asta cu voi, deci da, în următorul videoclip vreau să vă povestesc toată experiența mea, dacă sunteți interesați și să vă dau mai multe detalii, dar până atunci haideți să trecem la subiectul principal de astăzi și anume probarea rochițelor la reducere plus alte chestii tot la reducere pe care mi le-am cumpărat din magazine random. Bineînțeles că dacă vreți să-mi susțineți canalul, o puteți face prin a-mi da un thumbs up, vă puteți abona și o mare, mare rugăminte este să mă urmăriți pe noul cont de Instagram, CK The Beauty Nurse, plus pe noul cont de TikTok, o puteți găsiți linkurile în barea de descriere, așa că astea fiind spuse, haideți să trecem la treabă. Mi-am cumpărat câteva rochițe de pe Pretty Little Thing, apoi am găsit o, cred că e mai mult o fustă, de pe Shein și o rochie găsită random într-un magazin de prin Newcastle. Am fost în weekend să o vizităm pe bunica lui Nathan și m-a dus la shopping, așa că am găsit o rochiță foarte drăguță și știu că e deja toamnă, e deja septembrie, dar în Turcia este foarte cald și de asta am zis că vreau să vă arăt. Plus că este sezonul de reduceri imense, așa că dacă oricum nu o să le port acum, probabil că o să le port anul viitor, când voi avea ocazia să călătoresc din nou. Dar o să încep prima oară cu această rochie pe care mi-am dorit-o foarte, foarte mult, adică acest gen de rochie și s-a nimerit să găsesc una care să-mi vină perfect. M-am gândit că pe aceasta să o port luni, când merg să cunosc medicii, când o să-mi facă raze și o să vadă ce se află în gura mea. Știți voi cum este la dentist. Dar bineînțeles că prima impresie contează cel mai mult, așa că am zis că vreau să fiu cât mai decent posibil, mai ales că în Turcia știți și voi, na, regulile, trebuie să fii acoperit și așa mai departe, iar eu respect tradițiile și regulile fiecarei țări, iar dacă asta se cere, așa mă duc și plus că, na, e vorba și de bun simț. Și mi-am găsit-o pe aceasta. Este o rochiță lungă cu acest imprimeu cu trandafiri. Îmi place foarte, dar foarte, foarte mult culoarea acestei rochițe. Este fliu-fliu, este foarte lărguț așa și comodă. Dar bineînțeles că nu o puteți vedea acum prea bine, o să o probez și o să vedeți despre ce este vorba. Această rochiță este de la un brand ce se numește Brave Soul London. Eu am auzit de acest brand și am văzut că fac haine destul de drăguțe, vine cu acest cordon și e ca și cum se leagă, așa că o poți ajusta să o faci mai mică sau mai mare. Eu o ador, m-am gândit că o voi purta la o pereche de converse și poate la o gentuță albă și m-am gândit că mă duc tot așa cu coafura asta pentru că o să fie super mega cald și nu vreau să fiu prea încărcată. Prețul ei normal ar fi fost 48 de lire 99, adică 49 de lire, după aia a fost redusă la 27 de lire 99, iar eu am luat-o la și mai mare reducere cu 14 lire 99, hai să zicem 15 lire. Am uitat să vă zic, acest magazin din care am luat-o este ca un fel de TK Maxx, dar pentru oameni mai de vârsta a doua, cum treia, cum este și bunica lui Nathan, dar să știți că aveau niște lucruri foarte drăguțe și foarte elegante și mi-a plăcut tare, tare mult. Vreau să-mi spuneți dacă și vouă vă place această rochie și să-mi dați un thumbs up. Ce ziceți? Merge să mă prezint cu această rochie în prima zi la cunoașterea dentistului și a echipei?
spuneți-mi în comentarii. Avem găsit o fustă de pe Shein.com. Mie place foarte mult site-ul Shein. În trecut colaboram cu ei, dar după cum am spus, parcă în trecut marfa lor era mai de proastă calitate. Ei bine, acum am văzut că și-au dat foarte mult interesul și și-au îmbunătățit materialul, croiala și prețurile au rămas cam la fel. Din nou mi-am dorit o fustiță pe care să o pot purta atât vara cât și toamna, când vine tranziția aia de sezon, o fustiță pe care să o pot purta atât la sandăluțe cât și la botine, cizmulițe, așa că am găsit-o pe aceasta. Mi-a plăcut tare, tare mult culoarea ei. Când o vezi prima oară zici că este doar o bucată de material, dar din nou vine, se înfășoară. Se înfășoară pe talie și apoi se formează fusta în sine și cred că pe aceasta am dat vreo 15, hai să zicem 20 de lire maxim, oricum a fost foarte ieftină și este în mărimea extra small. Am văzut că mai aveau și pe alte culori și mi-a plăcut tare mult, adică îmi place mult materialul, se simte că este mult mai calitativ față de cum îl aveau înainte și am probat-o, îmi place mult, se așează perfect pe mine, chiar nu mă așteptam, pentru că în general dau greș când comand fuste sau rochii de pe internet, dar asta mi-a venit fix, îmi place la nebunie și din nou probabil că o să port la Converse. Această fustiță se leagă așa. Iar acum, ta-da! Arată super drăguț, așa? Mie mă place foarte mult. Cred că vine bine pe mine. Și găsesc eu un mod de a purta această fustă. Cred că la niște ghetuțe negre, iar în postura de față, la niște adidas albi sau niște sandăluțe, chiar și niște flip-flops ar merge de minune. Voi ce ziceți? Mie îmi place tare, tare mult și se simte foarte comodă, ceea ce e bine pentru că de asta am cel mai mult nevoie. Așa că, da, cu siguranță vine cu mine. Are un thumbs up și dacă mă învârt, e foarte drăguță. Ok, iar acum să trecem la un pachetel ce mi-a venit tocmai ieri, deci am așteptat, da, ieri mi-a venit, de pe Pretty Little Thing. Știți că eu am mai făcut în trecut clipuri cu produsele atât de pe Pretty Little Thing. Mi-e place foarte mult acest site și uneori chiar găsești lucruri super, super drăguțe și destul de ieftine. Mai ales când au o reducere, cum am prins-o eu pe aceasta, mi-am cumpărat 3 rochi pe care vreau să le iau cu mine. Opa! Pe acestea încă nu le-am probat pentru că am vrut să le păstrez în ambalaj și să le desfac aici împreună cu voi. Oh my god! Mi-au trimis și un bon din ăsta de snack-uri. Începem cu prima pe care am vrut. Deci m-a tentat atât de tare să o port astăzi în oraș, dar am zis că nu o să stric videoclipul, așa că, there you go! În imagine arăta super, arăta ceva diferit față de ce port eu de obicei, așa că mi-a plăcut tare, tare mult și am zis să o comand. Această rochiță m-a costat 15 lire și este în mărimea 4. Oh my god, deci îmi place foarte mult materialul la prima atingere. Se simte așa moale și chiar îmi place! Wow, deci este o rochiță, nu știu cum să vă explic, ar fi ca un fel de cămășuță cu un fel de corset din acesta, dar vine așa împreună. Foarte drăguț, îmi place acest verde, mi se pare super drăguț și îmi place că, deși e simplă, este de așa, efect, cum ar veni. Și da, îmi place mult, mult, mult de tot. Nu sunt sigură de mânecile astea, parcă sunt un pic prea mare, așa, dar cred că așa trebuie să vină. Dar acum haideți să vedem cum se așează pe mine, căci numai așa ne putem da seama. Ok, dragile mele, îmi place tare, tare mult rochia, și dori să fie puțin de mai strâmtă, parcă Nita mi-a zis că îmi trebuie o curea aici pe talie. Mie îmi place cum arată și fără curea. Singurul lucru care nu-mi place, frate, trebuie să pui această rochie pe tine fără să fie machiată, că nu știu cum să vă explic, dar cred că asta se întâmplă la toată lumea. Dacă aveți vreo idee cum aș putea să nu se întâmple astea, adică mi-am lăsat tot make-up-ul pe bluză. Da, măcar am noroc că e pe dinăuntru și nu e pe din afară, dar dacă aveți vreun truc, vă rog să îmi spuneți în comentarii.
Da, îmi place tare, 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 tare mult. Sincer, mi se pare ceva foarte diferit față de ceea ce am eu de obicei prin dulap. O să păstrez. Îmi place mult și culoarea. Îmi place că e simplă, dar parcă e așa de efect. Nu știu. Tare mult îmi place rochia asta. Și având în vedere că a fost numai, cred că pe ea, 9 lire, 15 lire, nici nu mai știu. Oricum, e foarte mișto și nu mă deranjează nici mânecile. Cred că se așează pe mine destul de bine. Da, o să păstrăm. Așa că, așa e de la spate. Știi ce îmi place cel mai mult? Că nu e transparentă. Și cu siguranță asta pot să o port și la niște adidași, chiar și niște toculețe. Superbisim, are un thumbs up. Bun, haideți să trecem la următoarea, căci am o rochie foarte, foarte interesantă pentru voi. Este vorba de această rochie. Mi-a plăcut tare, tare mult pentru că, nu știu, are ceva special. După cum bine vedeți și în poză, este o rochie foarte drăguță. Cel mai mult mi-a plăcut detaliul de pe spate. Nu am nicio rochie de acest gen, așa că m-am gândit să o comand. Am zis că poate merge la niște sândăluțe sau ceva. Nu știu dacă o să iau cu mine, nu știu dacă o să ies undeva, pentru că bineînțeles o să fiu singură și mi este destul de frică. Asta cred că a fost cea mai scumpă și m-a costat 25 de lire. Hai să vedem. Oh, îmi place mult materialul, dar parcă, ok, credeam că e un fel de satin, dar mai, cum să zic eu, mai fin față de ce văd eu aici. Ok, cred că o să fie un pic cam complicat să mă îmbrac cu ea pentru că ai nevoie de puțin ajutor, dar ea arată foarte drăguț. Acesta este spatele și v-am zis că cel... Miroase dubios. Miroase ca și cum a fost probată. Miroase a parfum, nu miroase genul ăla, știi, când o iei din fabrică și o trimiți direct la client. Clar a fost probată. Ok. Da, așa arată spatele și... Ok, are aceste volănașe, vedeți? Ea e foarte, foarte drăguță și îmi place mult de tot. Sper să-mi și vină. După părerea mea, cred că această rochiță o să-mi fie cam lungă. Da, îmi place, dar haideți să o probăm și să vedem cum se așează pe mine. Așa ne putem da cu părerea mult mai bine. Miroase altcineva. Nu sunt eu. Fetelor, rochia asta este bombă. Dar cu siguranță nu e pentru Turcia, adică nu m-aș plimba de una singură cu acest decolteu în Turcia. Deci asta rămâne acasă, din păcate, dar o să păstrez. Însă, sunteți pregătite să vedeți spatele? Mamă, deci arată fenomenal la spate, uitați-vă la asta. E atât de drăguță! Bineînțeles că dacă o voi purta, pentru că intenționez să o port, mi se pare o rochie demențială, aici în zona pieptului o să am nevoie de foarte mult scotch cu lipici și pe parte și pe alta, pentru că dacă fac o dată așa brusc, s-ar putea să rămân cu dânsele pe din afară. Nu că aș avea eu cine știe ce, dar totuși nu dă, nu e frumos, așa că da. O să o păstrez, îmi place tare, tare mult. Cred că și-a meritat cei 25 de lire. Îmi place spatele enorm de mult, mi se pare superb. Deși este o rochie jucăușă, aș putea să-i spun sexy. Mi se pare destul de decentă pentru o ieșire, eu știu, cu fetele sau de ce nu cu iubitul. Sau poate chiar pentru o primă întâlnire, dacă vrei să-l seduci așa dintr-o dată. Sau poate chiar să-i faci o surpriză iubitului. Dacă aș găti în rochia asta. Ok, bun, iar acum haideți să trecem la ultima rochiță luată la reducere din acest videoclip și a venit împachetată așa. Pare făcută din material din acela super, super moale. Păi, ce să zic despre rochia asta? Este cea mai simplă rochie, e simpluță, rău de tot, adică asta e de mers așa, de zi cu zi. Da, îmi place că nu este nici prea scurtă, nici prea lungă și aici are o crăpătură. Nu știu cât de bine vă dați voi seama, însă îmi place foarte mult materialul. Este din acela stretchy și îmi place printul.
Bare mai mult ca un fel de pijama, dar cred că dacă o pui pe tine și o asortezi cum trebuie, arată destul de drăguț. Mie mi-a plăcut foarte mult cum arăta pe manechinul din imagine, de aceea am zis că, bă, rochia asta chiar o să fie ok la căldurile alea, nu mi se pare nici prea țipătoare sau ceva nici prea indecentă, așa că dacă o să îmi fie bună, o să iau cu mine. Fetelor, asta este următoarea rochie, ultima rochie de pe prettylittlething.com. Îmi plac foarte mult aceste crăpături. Nu sunt nici prea sus, nici prea jos, sunt numai bune. Ce nu-mi place însă, dacă pun prețul la loc, este spatele. Mi se pare îngrozitor, deci e oribil. Uitați-vă la asta, că stă ca pe card. Ce nu mai place este faptul că e mult prea tăiată aici, în zona pieptului, așa că ori va trebui să o strâng cumva, să-i strâng bretelele. Oricum, parcă materialul mi se pare puțin așa cam ieftinuț, dar rochia e destul de drăguță, așa că am decis să o probez cu o curea. Este ne-a spus că arată mult mai bine cu o curea și dacă o fac și așa, dacă o ridic puțin, aici parcă nu mai arată, știi că parcă e prea mult de acolo, doar așa, mai tragi puțin de aia și mi se văd sfârcurile imediat. Dar cu o curea zic eu că arată super mișto. Și acum parcă mi-am schimbat, parcă n-ar mai merge la niște converse, ar merge la niște ghete, așa, mai de vară, sau niște sandale negre, mai chunky, zic eu. Nu e preferata mea, dar e ceva lejer, o luăm cu mine. Și cam astea sunt rochițele pe care vreau să le iau cu mine, adică rochițele astea noi pe care le-am cumpărat, pentru că mai am chestii pe care vreau să le împachetez. Iar acum am gândit să vă arăt și restul produselor, la 3000, restul produselor la reducere pe care, hei, pe care le-am găsit și, da, vreau să vi le arăt. Ok, în același magazin de unde mi-am luat prima rochie, acea muștar cu trandafiri roșii, aveau și un mic magazin de cosmetice și, am pus mâna pe 3 creme de la Burberry, pentru că erau reduse de la 38 de lire la 9,99 lire, așa că mi-am luat 3. Bravo, Cristina! Așa arată. Și vreau să vă spun că mirosul e... Mamă mia! Acesta este un lapte de corp de la Burberry și, sincer să fiu, nu investesc, n-aș da 38 de lire, frate, să o iau dintr-un magazin normal pe această cremă de corp, dar 10 lire mi s-a părut destul de rezonabil, așa că, bravo, Cristina, mi-a mai luat încă 2. Ai zis că nu ratez ocazia și vă zic că acum îl port, acest lapte de corp și mirosul stă pe piele toată ziua și se simte și e ca și cum te-ai dat cu parfum pe tot corpul. După ce te dai cu ăsta, parcă nu mai e nevoie de parfum, așa că eu zic că am făcut o treabă bună. Da. Ce mi se pare interesant este că atunci când apeși pe acest spray, nu iasă foarte multă loțiune afară, adică uitați-vă și voi la asta, foarte puțin, vedeți? Miroase demențial. Și partea mai nasoală e că se termină cam repede, dar bineînțeles că e gen, ca și cum mai spune, un lapte de corp de lux, așa că mă dau cu el la ocazii, știți ce zic? Ok, iar acum trecând mai departe, am în fața mea 3 accesorii foarte drăguțe de la Ideal of Sweden. Ele arată cam așa. Mi-am luat o husă nouă de telefon. Uf, foarte, foarte drăguță. Toate sunt ambalate pentru că am vrut să le păstrez pentru voi. După care am văzut că acum sunt la modă gentuțele astea foarte mici pentru telefon, în care poți să spui telefonul și cardurile, așa că eu mi-am luat-o pe aceasta cu acest model animal print. Da, ele sunt cam scumpicele, dar sunt de foarte, foarte bună calitate. Am impresia că sunt făcute din ceva piele de piton. Mamă mie, deci arată foarte bine în momentul în care desfaci această gentuță. Și separat mi-am luat și cureaua pentru gentuță. Ce tare e! Deci uitați-vă la asta, că pe spate am și spațiu pentru cameră. Wow, super mișto! Așa arată, ca un fel de portofel pe care poți să îl porți pe post de geantă. Și da, a fost destul de scumpicel, adică... ce-mi place! Cât e de drăguț! Ăsta, păi, poți să-l porți și dacă ești
Și dacă te îmbraci elegant, are și acest lănțișor care se atașează. Aha, înăuntru este husa de telefon, iar aici poți să îți bagi toate cardurile. Deci cât e de mișto, frate! Oh my god, cât e de fain, uitați-vă la asta. Iar aici avem telefonul. Lănțișor cu rea. Oh my god, cât e de tare! Deci arată super bine. Ăsta este lanțul. Ta-da! Și acesta este rezultatul. Și apoi ți-l pui așa și porți pe post de geantă. Așa arată husa. Asta a fost mai ieftină. Cred că am dat pe ea 15-16 lire. Oh my god, stați așa! Wow, deci chestia asta are magnet. Poți să pui ce husă vrei tu. Așa arată asta, marble. Și fiți atenți, mă, bă, deci cât e de mișto. Asta e cea mai mișto husă pe care o am. Jur. Uitați-vă la asta. Șap. Am pus-o tati. Stă acolo. Țâță de măță. Linkurile barea de descriere. Ok, iar apoi mai am o plăsuță de la Primark. Părul Emilie, deci vă zic, e teroare cu părul ei acum. Da, am intrat puțin prin Primark și mi-am cumpărat din astea de travel, așa că o să trec foarte repede prin ele pentru că încă nu mi-am făcut bagajelul. De obicei plec cu dita mai plastic, de data asta mă ține. Ok, și ce mi-am luat de la ei? Vă zic că dacă voi călătoriți, dacă vreți să călătoriți și vă trebuie chestii din astea, containere din astea pentru gel de duș și mai știu eu ce, dacă nu vreți să le luați, să luați tot sticla din un litru de gel de duș cu voi, astea sunt super mișto și m-a costat o liră. Super tare. Una o să-mi pun șampon, gel de duș, balsam. Super. Apoi am mai cumpărat o pernă din aceasta de călătorie. M-a costat 5 lire și e ceva cu memory foam. Whatever. Mi-a plăcut tare, tare mult culoarea. Ah, ce prostă, doamne. Tot așa că are o capsă, mă. Și o pui. Bine, Cristina, dă și ambalajul jos. Bun, deci asta se pune așa. Ce mi-am mai luat? Bineînțeles că eu la fiecare eveniment din asta, oriunde mă duc, unde mă duc și cunosc lume nouă, eu trebuie să port chiloți noi. Nu știu, simt că mi-aduc noroc, așa că mi-am luat doar chiloții acum. M-am luat două seturi din astea de tanga, pentru că eu numai tanga port. Ce informații! Da, trece peste. Mi-am luat două seturi așa de chiloței ca să-mi poarte noroc și asta m-a costat 2,50 lire fiecare. Super! Dar mi-am luat și două sutiene. Să știți că eu am cupa foarte mică, sunt 32A, dar mi-a trebuit niște sutiene din astea basic, știți? Care să fie ok. Așa că mi-am luat și două sutiene. Una e cu push-up și îmi place că aceasta are această dantelă pe aici, iar celălalt sutien e doar simplu pentru tricou. Da, și cam acestea sunt lucrușoarele pe care vreau să le împachetez cu mine momentan. Eu sper din suflet că v-a plăcut acest video. Eu personal am rămas îndrăgostită de noua mea husă de telefon. Mi se pare super mișto. Cred că cel mai mișto accesoriu pe care am putut să-l cumpăr vreodată pentru telefonul meu. O să mi-l țină super mega safe și toate cardurile tot o să fie acolo. Nu o să mai trebuiască cu, eu știu, portofel, telefon, scoate-l, bagă-l, whatever. Dacă v-a plăcut, dați-mi un thumbs up, urați-mi succes. Eu, dacă vreți, o să vă iau împreună cu mine pe toată călătoria asta și o să vă arăt ce și cum, tot procesul și așa mai departe, dacă sunteți și voi interesați. Și da, urmăriți-mă pe social media, iar noi ne vedem data viitoare. Vă pup și ne vedem din Turcia. Pa!